Gesetz. Salut! Te uiți la primul episod dintr-o serie de 5 ce își propune să prezinte caracterele din Diablo 3. În acest episod vom vorbi despre barbar. Să trecem la treabă. Harrogath este locul de origine al barbarilor. Conform arhanghelului Tyrael, este ultimul bastion al ordinii de pe poalele muntelui Areat. Aici au ajuns armatele lui Bal și s-au lovit de rezistența barbarilor care protejau The Worldstone în Diablo 2 The Lord of Destruction. Harrogath era de necucerit, o imagine fidelă a barbarului. Pentru cei care nu mai țin minte, singura modalitate pentru Bal de a trece peste ziduri a fost obținerea relicvei străbunilor, care a permis să ignore liniile de apărare ale cetății. După ce barbarii au fost învinși, o mare parte dintre ei au plecat în lume, rătăcind fără sens și pierzându-și ceva din integritatea morală care a făcut din Harrogath un adevărat obstacol în calea lui Bal. O altă parte rămâne însă formată din adevăranții descendenți ai Harrogathului, cei care și-au păstrat noblețea, dar și brutalitatea ce i-a făcut faimoși. Aceștia sunt barbarii din Diablo 3. Barbarii sunt caracterizați de abilitatea de a mânui arme absolut imense și devastatoare, dar și de modul în care pot livra atacuri de o brutalitate neegalată. Warcry-urile și cantitatea de damage pe care o pot absorbi îi fac caracterul ideal pentru cei care vor să se afle în mijlocul luptei, iar pe zona de multiplayer, barbarul devine cea mai bună alegere și poate singura cu adevărat relevantă pentru un tank cu DPS devastator. Resursa barbarului este Fury, iar abilitățile lui sunt grupate în 3 categorii: generatoare de Fury cu 8 skill-uri, consumatoare de Fury cu 8 skill-uri și situaționale cu 6 skill-uri. Inițial am fost tentat să vorbim de primele două categorii, unde se regăsesc clasicele Bash, Leap Attack sau Whirlwind, însă preferăm să începem cu cea de-a treia categorie, cea de abilități situaționale. Acestea sunt împărțite în două, skill-uri ce pot fi activate oricând, acestea fiind caracterizate fie de cooldown time, fie de Fury cost plus cooldown time, și skill-uri ce pot fi activate când un set de cerințe este îndeplinit. A doua categorie ne-a atras atenția în mod deosebit, mai ales că este o inovație pentru barbar. Un exemplu este faptul că fiecare barbar are 10% șansă ca fiecare lovitură pe care o încasează să activeze Revenge, care este un AOE extrem de interesant începând cu level 12. Revenge livrează 150% weapon damage pe 8 yards și generează 5% viață pentru fiecare inamic lovit. Un pic OP acolo, nu? Având în vedere lore-ul barbarilor și povestea din Diablo 2 Lord of Destruction, barbarul din Diablo 3 primește un skill situațional cu adevărat original. Acesta este Call of the Ancients, care pentru 75 Fury îi aduce la viață pentru 15 secunde și 100% weapon damage pe Talok, Korlik și Matvak, cei trei barbari care păzeau intrarea către The Worldstone. Din păcate, nu am văzut cum se manifestă skill-ul ăsta în beta, pentru că se activează de la level 25. În beta am folosit foarte mult ca generatoare de Fury Bash-ul și Cleave-ul, iar Leap Attack-ul l-am folosit și pentru deplasare. Barbarul are posibilitatea de a scurta substanțial traseele prin catacombe, sărind pur și simplu la nivelul inferior dacă acesta este vizibil. More Fury. Bash livrează 145% weapon damage și are 45% șansă de knockback, iar Cleave lovește inamicul țintit pentru 120% weapon damage, iar pe nefericiții de lângă pentru 60% weapon damage. Până la level 18, toate skill-urile consumatoare de Fury necesită 20 de puncte pentru activare. În contextul în care barbarul generează în medie de 4,5 puncte de Fury cu atacurile fără cooldown. Dacă facem un mic calcul, este nevoie de 5 atacuri fără cooldown pentru a putea activa un skill ca Weapon Throw, ce aruncă către adversarul ciocan pentru 210% weapon damage, dar și îl încetinește cu 70% pentru 4 secunde. O combinație interesantă pentru grupurile mari de inamici este Leap Attack plus 15 Fury, Ground Stomp plus 15 Fury, apoi Cleave cât este necesar. Odată ajuns în melee range cu Leap Attack, Ground Stomp-ul va ameți toți inamicii dintr-un cerc cu o rază de 12 yards pentru 3 secunde. 3 secunde de Cleave sunt suficiente să elimine cam orice combinație de inamici peste care poți da în beta. Combinația asta generează un minim de 34 Fury, astfel că de îndată ce se deblochează al patrulea slot de skill, se poate folosi un Fury Spender, precum Hammer of the Ancients, ca finisher. Acesta livrează 180% weapon damage cu o șansă de 15% de critical. Secretul unui barbar dezlănțuit pare că este o cantitate suficientă de Fury.
Skillurile pasive în cazul barbarului se concentrează pe generare de viață, fury și creșterea damage-ului direct sau indirect prin activarea de skilluri diferite. La level 30, Unforgiving generează un punct de fury la fiecare 2 secunde. O combinație de player vs. master poate fi Superstition cu Brawler, care generează pasiv o reducere a damage-ului fizic cu 20%, transformă orice atac elemental sau ranged în 3 puncte de fury și crește damage-ul cu 30%, dacă există cel puțin 5 inamici pe o rază de 8 iarzi. În PvP, barbarul poate fi transformat într-o nucă greu de spart cu Tafa's Nails și Relentless, care îi conferă 100% armură, iar dacă viața scade sub 20%, skillurile nu mai au fury cost, iar damage-ul este crescut cu 50%. Totuși, până unde poate ajunge un barbar? Am folosit skill calculator-ul de la Blizzard pentru a afla. Pentru scenariul acesta, nu vom lua în considerare gear-ul caracterului și main status-urile. Ne vom axa doar pe armă, level și skill-ul upgradat. Arma pe care am ales-o este un Legendary Two-Handed Mighty Weapon de level 60, Avalanche pe numele ei. Vine cu 431, 447 DPS, 293, 316 damage, 11-22 cold damage și 23-24% extra damage. Într-adevăr, o armă bună. Skill-ul ales este un Weapon Throw pentru 210% weapon damage, upgradat cu runa Mighty Throw pentru un extra de 462% damage. La damage-ul mediu al armei de 304 adăugăm 16 cold damage și 71 damage bonusul armei pentru un total de 391. Weapon Throw va livra 821 damage, la care se va adăuga 1806 livrat de Mighty Throw. Avem un damage total de 2627. Dacă adăugăm gear-ul de level 60 și bonusurile de stats, se poate ajunge relativ ușor la 4000-5000 de puncte damage. Barbarul pentru PvP poate fi abordat într-o gamă de build-uri gândite pentru scenarii extrem de diferite. Din barbar poți obține fără prea multe bătăi de cap un anti-caster sau un damage absorber. Abia aici se poate percepe cu adevărat nivelul de customizare oferit de Blizzard. Nu o să mai fie nevoie să ai câte un barbar pentru fiecare scenariu. Îți faci calculele și în funcție de lupta la care participi îți ajustezi caracterul să faci față situației. Genial! Nu uitați să folosiți skill calculator-ul. Suficient de mult despre barbar. În episodul următor o să plecăm la vânătoare cu Demon Hunter-ul. Până atunci îți poți crea propriul build pe site-ul oficial al jocului ca să te familiarizezi cu gradul de personalizare al caracterelor utilizând runele. Și nu uita, toate skillurile ofensive și implicit damage-ul pe care îl faci depind direct de arma pe care o ai în mână. Good luck hunting! You will never defeat me!